Muncim mult și primim bani puțin comparativ cu alți europeni care muncesc mai puțin pe un salariu mult mai mare. Este concluzia unui raport recent al Eurostat care subliniază diferențele majore între europeni. Un clasament privind orele de muncă prestate de oamenii din țările din Europa arată o statistică îngrijorătoare pentru români. Aceștia lucrează cel mai mult din Uniunea Europeană cu peste 40 de ore pe săptămână. Că muncesc românii comparativ cu salariile pe care le primesc? Muncesc mult. Prea mult. Mult prea mult. Salariile sunt de mizerie, pensiile mai rău. Specialiștii din piața muncii cred că salariații din România nici nu prea se informează și nici nu-și cunosc drepturile, iar patronii profită de aceste lacune. Românul e cel mai muncitor om de pe planeta Pământ și e foarte exploatat și în țară și în afară țării. Deci nu e apreciată munca la justa valoare a efectuării acestei operațiuni de a munci. Românul e obișnuit să muncească mult și orice, iar în țara noastră majoritatea angajaților sunt plătiți cu minimul pe economie, mai exact cu 1400 de lei, indiferent de dificultatea meseriei.